Cum vedeți dumneavoastră prezentul nostru? Prezentul românesc, prezentul occidental? De la prezentul nostru european și lărgit un pic așa, pentru că părem mai mult ca niciodată într-o etapă în asta în care sigur trebuie neapărat să dăm un mare reset. Această obsesie a marelui reset. Auzim și de la Forumul Economic Mondial, auzim de la cei care se opun marelui reset, cei care spun că oricum suntem în noul normal. Totul pare că se schimbă foarte, foarte repede și suntem, uite așa, mai avem un pic și vine resetul ăla. Da, aici eu, ca antropolog al religiei, văd un reflex milenarist și a gândirii eschatologice. Adică în Noul Testament apare ideea asta de făptură nouă, kainectesis. Iată, noi le fac toate. Apocalipsa are motivul ăsta al unei lumi complet primenite, a unei noi creații. Și asta ne lucrează din interior pe toți, că vine din imaginarul nostru creștin bimilenar. Adică ce vreți să spuneți? Vine apocalipsa? Ideea asta că pocnești în degete și resetezi lumea, e un fel de a-L copia pe Dumnezeu.